Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M, băieți. Gigi și-a luat mașină nouă, acest Mercedes, care vă spun drept, merge bine, 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 rău de tot. Hai să vă arăt totul cum merge. Ia uitați-o cum merge, băieți. Bă, merge bine, rău, ești nebun. Bă, ce rău aici, mă, să n-ai vreo prostie. Bă, asta nu e nevastă, s-a luat Andrei. Trebuie să ne dacă e pe joc, Andrei. E pe joc, mă? Andrei. Asta e căcică, s-a luat Andrei, mă. Nu răspunde prostul, mofti, fața aia, mă. Mă rog, trecem peste, băieți, că prostul nu răspunde la telefon. Cam asta e mașina deșorată, o Gigi, băieți, uite așa arată. Și vreau să dăm liniuță cu ea, merge bine, rău de tot. Auziți claxon pe ea. Și că e mașina teleghidată, merge extrem de bine. Și o să facem liniuță, bineînțeles, cu Corvette-ul și cu gagică să-l lua Andrei. Unde eram, bă, când mai știu unde am parcat mai în față? Băieți, la Corvette i-a băgat sunet, băieți, auziți. Auzi ce frumos toarce. Gata, bre, de ziua de, din ziua de astăzi nu o să mai fie singura mea mașină din oraș. Domnul Bebe? Da. Așa s-a audit și cositoarea mea când nu l-a relantiu. Băi, ție ți-a arătat cineva vreodată o schemă. Care deci glumele tale, mă fac să leșin. Și eu te ajut că sunt paramedic. Dar glumele tale mă fac să... A, n-am mers, bă. Băgam, ia și piciorul. Stai mă că n-am mers schema, mai încercăm la cu pic 1. Lasă-mă un pic. Te las. Bă. Întoarce-te cu spatele, te rog. Că nu dau... Aia zic. Dorme o noapte bună. Bă, îți place mă, Ricu, se aude? Cioaca? Ești nebun. Îți fleașcă. Ia stai, stai să tot turez un pic. Ia turează. Ai, cam închis. Aiurea, poate iau foc. N-ai și tu doi cârnați să facem grătar? Aia zic, hai că-l scopa meu. Ia uzi, ia uzi. Gigi. Ce-i asta, mă? Crezi că se aude mai bine, mă? Bă, oricum, față de cum era înainte. Nu, vezi că se aude bine. Dacă vorbiți voi, ce să se aude? Știi când se aude bine la Relanti? Știi când se aude bine? La Relanti? Am înțeles. Hai să dăm liniuța aia, Gigi. Eu ți-am zis. Dar mă faci cu asta, mă. Hai mă să vedem. Hai să vedem. Asta e cea mai rapidă mașina mea și dau și cu ăsta cu i8-ul. Domnul doctor, ai mașina? Mamă, auzi ăla cum îi face, bă. Aia se aude, frate, cum bârne. Intră pe stație, hai să intrăm pe stație ceva. Unde dăm liniuța? În spate? Pe cât? Intră pe stație, Gigi. Pe 18 sau pe cât, Gigi? Pe 19, pe 19. Ah, ok. Mă dau eu startul? Nu, că nu dăm aici. Aha. Hai, Hai, ne întâlnim la pod. Nu ne mai întâlnim la pod. Două zile mai târziu după ce a venit mecanicul să repare mașina. Bă, dar se duce rău de tot, bă! 7 luni mai târziu, mașina continuă să meargă. Bă, ce am scos-o din service. Bă, parcă mergea mai bine înainte, băi. Așa că am întâmpinat o problemă pe drum. După două luni de zile, băieți, am ajuns, se pare, în ordinea traseurilor montane și extramontane. Suntem la o liniuță periculoasă cu nea Gigi. El cu Mercedes-ul acela, o bestie de mașină, băieți, nouă în oraș, super nouă, băgat acum. Dacă ați putea să vă cumpărați, să vă cumpărați și voi să moară nea Gigi, să nu mai fie unica lui mașină și cea mai șmecheră. Te aștept la liniuță, Gigi.
zis cum s-au revăzut. Ce nu ți-e dă, mă, proteja? Mă faci, mă, că nici distanțierna, mă faci, mă faci, mă faci bine. Doamne. Da, unde dați liniuța? La pod. Podul spre care. La podul, a, ah, ok. Eu m-am dus la de la noi, de lângă casă. Da, nu știu. Ușor, ușor, Negi, să nu spărge ușa, ușor. Aia zic. Două mașini superbe, băiți, acest concurs. Ce ziceai? Ziceam cu lumini sau fără. Adică? Păi cum se vedea mai bine, cu sau fără lumini? A, are important. Îi dăm? Ha! Dă-i tu statul. 3, 2, 1, start! Dar nu se poate să-mi facă loc, pe după ce vrei. Cu căca, băi. Ce faci, mă, unde ești? M-am făcut căca. Dau o liniuță singur, băieți. Să vedem cât putem să prindem. Trebuie să-mi activez și ăla, să vedem cât prindem, ok? După tura asta-mi activez, să vedem. Hopa, hopa. Încearcă să îmi faci și mie loc când vin în spatele tău. Hai, dă-i start. Bă, dă-te în bască, hai. 3, 2, 1, start. Ah, nu cred că pe, nu? Voilà. A fost o cursă frumoasă. Dar vezi că m-am ținut, nu? Adică nu poți să zici că... Na. Păi te duci, te duci bine, rău, gen. Mașina ta, gen, într-un oraș sau pe distanțe scurte, e rău pe gen. Și apoi, oricum, e mai folositor o mașină ca aia decât asta. Gen. Bă, ideea asta, e că vezi că n-am distanțieri. Dar vezi că n-am distanțieri pe ea. Păi încearcă să-i pui, dar oricum nu cred că ai vreo șansă. Eric, hai și tu. Urea, ca mea nu are distanțieria bun. Prinde 600. Să mor tu. Da. Da, dar îi prinde foarte repede, dai. Ține banda, hai. Dă-i statul tu. 3, 2, 1 și... Unde e cu ochii, mă? Te-ai dus, Eric, ești, mă? Acum intră boost-ul, băi. Da, m-am dus. Îi dau maxim, băi, să vedem cât poate să prindă, îi dau maxim, maxim, maxim. Mamă, ce ușor m-am oprit. O să vedem, băi, în cealaltă parte, cât îi dăm, cât poate să prindă maxim mașina. Sper să nu fie ăsta pe mijlocul domnului Andrei, ăsta, Eric. Vezi că te auzi în ce vreo ieși pe stație. Băi, Eric, tu ce faci, mă, împingi? Trebuie să-l ajuți un pic tu. Hai că-l ajut dacă e. Put în pieptul lui. Oricum nu pot să trec, nu pot să trec de el. 2, 1, start! Pare că e mai greu și tu, mă. Pare... Am dat de un prost. Ai de capul meu. L-am lovit și mi-a sărit mașina într-o parte. Nu cred. Mi-a sărit mașina din cauza boului. Hai, iau și vin înapoi. Bă, hupiconul, băieți. Băieți, nu există mașină mai rapidă decât corvetul acesta. Uite ce frumos se vede în spate.
ambarul gen de acolo. Ce frumos se face reflexia frumos. Macaron scoate cu tot ce trebuie. Ce joc. Dacă vrei să merg eu pe partea aia. Nu. Haide. Hai. Dă-i tu. Bă! Ce-ai făcut, mă, frate? Dă-i statul, dă-i pe stație, că eu n-au ce vorbești tu acolo. Mă auzi? Intră pe stație, că nu te auzi să dai startul. Gata. Hai. Am crezut că eram pe stație. Hai. 3, 2, 1, start! Ce s-a dus, frate? Unde s-a dus, frate, așa tare? Lasă-mă să trec, lasă-mă să trec! Oh, Jesus! Alo! S-a dus în apă direct, băi! Ai, de bine și de mine! Bă, aici o fi căzut, mă, că se vede așa, nu cred că mai încolo, a? Naufragiat, unde este naufragiat? O să-i să scot blurul ăsta. Naufragiatul, unde e naufragiatul? Te-am văzut în... Haide, tati! Mă duc! Hai să facem o linuță, noi doi, mașina mai grea. Dar, faci gras? Că eu nu pot să țin drum. Hai să vezi cum merge o mașină adevărată. Dar cât... nu mai aveam unul și ajungeam la asta. Mai aveam un pic. Dar nu mă ajungeam, dar dus? Aerea, chiar vrei să mai zburăm o dată pe aici? Păi mă duc în 900 la sfârșit. Hai, 3, 2, 1 și... Ține și tu, mergi pe mil joc. Și te dai când trec eu atunci în pereș și aia. Eu m-am unecat ca la mal. E greu de ținut, acum. Uite acum când intră tubă. Bine că s-o lovit! Mașina mea a zis că e prea să aibă are un nou hobby gen și vrea să pescuiască. Da. Auzi? E. Eu cred că am descoperit ceva la mașina ta. La cui? La bebe. Bă, dar știi ce a zis mașina mea către a ta, Eric? Mă pici pe tine. S-o apuce de aici. Aha. Ce ai descoperit, Gigi? Dacă a zis că s-a pișat pe ea. Mi se pare că mașina ta nu ia apă deloc. Adică, dacă te duci la fund cu ea, nu? Nu. Eu m-am dus chiar la fund. Ia să testăm. Hai să vedem dacă ce vezi tu e ce văd și eu. Trebuie să strâmb aici? Bă, în primul rând plutește. Hai că... Vezi? Stai mă, că n-am ajuns jos. Păi nu, că ți-a prea de mult, gen. Hai că... Aolea! Alalala! Aolea, a murit, bă, ce de bune și Gigi, bă. Dar nu simțeam că mă sufoc, gen. Simțeai, dar ușor ne duceam la fund. Da. Ce-ați făcut? Ai fost pește? Am încercat să ne băgăm cu aia, și cum ne duceam la fund ca bolovanul și ușor... Hai, Iurea, puteai să o iei pe bia, să te duci pe autostradă, că ajunge și tu pește. Ia uși. Bă, cât am râs, bă. De ce dai, mă? Nu fii de la, mă. Nu, las, nu joc eu de astea că... Am hai să mergem să... Eu am plăcere la Eurosoaică, dar nu joc ruleta rusească. Mergeți pe jos? Da, așa la pas frumos. Hai zic. Ia. Da,
așteptam. Ia-o la fugă că te rupe. 3, 2, 1 și... Nu m-ai lăsat să plec. Hai să conducem elicopterul. Ce prostie e ăsta, mă, cu tichetele lui. Na, bine. Te întreabă ceva? După aia se pune pe difere, mi-a fac. Nici mă așteaptă răspunsul. Ce-i, tati, ce-i? Helicopterul, tati, helicopterul. Brr, 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 brr. Helicopterul, tati. Ne, lasă microfonul aici să te audă, băieți. Hai să vedem cum conduci helicopterul, hai. Hai, condu-i elicopterul, tati, cum conduci elicopterul, ia, hai! Hai, apasă aici, uite aici, nu știu. Nu, la cănuță! Mamă! Uite aici, tati, aici, apasă aici, în zona asta, aici, aici, aici. Mamă! Tot îți dai TP la mine. Cine îți dă TP? Omul de pe, nu știu, Wall Street, nu știu cum dracul. 112. 112, să ne iei de carici. Hai, cum îl spui și ăsta. Trage, tati! Mă, tu intenționat tragi, mă. Mă! Știu de fapt ce faci. Iartă-mă. Te-ai găsit persoana, să știi. O să-mi dau mereu. E... Nu, doar verificam, frate. Că trebuie să verificăm cei cu alea un sponsor. Ești polițist? Nu. Nu, dar... Eu am alt sponsor. Știe, Denis, pe ce e vorba. Degeaba, că nu-i prima dată când vii. Băi, poate, băi, mă, mă rog, că-i dau noroc. Bă, dar hainele astea așa sunt ale tale sau de la căzători? Cum? Zic, hainele astea așa sunt ale tale sau de la căzători? Că zici că vrei să dai moda în mafie. Bă. La mine, tu, sunt albe hainele sau sunt cu roz așa? Sunt albe, mă. La mine sunt roz, ești nebun. Am înțeles. Stai așa, să rămâi așa puțin. Cred că de la apă. Da, tati, da, stai așa o secundă. Mamă, mi-a scos ăsta, mă. Păi ce mi-apeși, tati, aici? Păi ce mi-apeși? Aia
Hai, hai să mergi, hai. Gata, uite-te pe Twitter să vezi că am pus poza. Acum. Aia. Ăla e Dani sau mi se pare mie? Poftim? S-a reîntors? Mă refer la, mă refer în altceva. Ah, am înțeles. No, bună seara. Bună seara. Domnul acela, un polițist. Salut, are m-auzi? Nevoie și el, da, de un... polițist. Aveți M5-ul la Limited Edition? Care e ăla? Ăla de la... Ăla de la câștigat la aia? Da, de ce? Vreau să facem o combinație aici, dacă, de exemplu, să-ți dau golful ăla de acolo. Cred că să alergi la astea, Apciu. Ce, mă, stai și tu pe handi, Păi nu știu ce să eu zic. Eu am încercat să fac cu domnișoara, dar ea are deja golful ăsta. O să-i dai o cheie să vezi. Păi ăsta e ăla din șorul? Nu, e de pe plajă. Și cât costă pe plajă? 3000 și ceva de house coins. Păi nu știu, merită, Gigi. N-am fost dai atent okay, la combinație. Da, ok, să vezi cum se aude. Dai ce, M5-ul pe ăsta? Da. Bă, am în două la fel. Valoarea e aceeași. A, pe asta. Uite așa alerg când aud. Când aud de golf, știi cum sunt, uite așa fug de golfuri. Uite așa fug când aud de golf. Îl faci și tu cadou la cineva. Pe lângă golf îți mai dau și un Audi dacă vrei. R7. Uite aici golf. Era să dai peste. Era. Nu știu pe ce să zic de golf ăsta, chiar nu știu. Ca și prețuri. La fel am. Băi, voi ce ziceți? Merită golful ăsta? Numai că unul mai frumos decât celălalt, zic dacă sincer. Vreți dacă vreți să-l iau, ziceți și voi în contă. Pe lângă să nu fie așa, știi ce zic. Dar golful ăsta cum merge? La fel ca și M5-ul sau? Ia, se aude ca Brabus, poate uși. Vrei să dai atura ăsta? Vrei să dai atura? Nu cred că am nicio superare. Nu, uite, dacă vrei îți mai dau și RS7-ul care are Andrei, mi se... Pe ăsta-l vrei? Ăsta-ți place? Da, ăsta. Dacă vrei, facem golf pe golf. Ăsta-ți place, vrei, ia zi. E, ăsta știu că e scump, mă. Ce frumos e BMW-ul. Ai zic, te flexezi cu... Am vrut să-ți scop pe ăsta, dar n-am asigurările. Păi dacă vrei, hai la târg, oricum n-am bani să îl iau așa. Că îți dau două mașini pe el, nu-i problemă, că e de mult ca o timp și na. Scuză-mă. Gata. Da, mă, dar nu știu, eu nu prea dau mașini, înțelegi? Cât costă mașina aia? E la fel, 200. Da, e la fel la același preț. 250, dar asta e un pic mai ieftină. E un pic mai ieftină. Și îți dau și audio pe lângă. Atunci da, se merită. Dacă dau două mașini, cred că se merită bine, nu? Dar față e că am o grămadă de mașini acolo, sincer. Nu știu, m-am mai văzut. Băi, băieți, ce zice să-i dau mașina ca... Piată-mi, dăm numărul tău de telefon. Și uite-te. Dacă ți-l dau din... nu știu, cu capa, că n-am telefon la mine, 070. Da-te aici, îți faci ce la mine. Scrie? Da, scrie. Aici vrei tu la mine? Ce să scriu? Că a venit Tasmanianul peste mine, ce să scriu? 070? Da, e și eu, ușor. Ok, ok. Deci 070. Da, 345. 0730. 345. Acolo, nu știu, vezi 07345 8. 133. Dacă mi-am scos astea după aici. Dacă... Veni boss.
Stai că-mi trage de fire, am rămas pe la 3, 4, 5. 3, 4, 5, 8, 1, 3, 3. Și vezi și tu cum mai scrie acolo, Danu din Deicot, ori Golf, nu știu, vezi și tu. Ce? Dar eu cred că am mai discutat cu tine. Cu mine? Mai cu. E posibil că mulți au discutat cu mine, mă. Înțeles. Nu. Da, numai că discuția noastră cred că nu era una foarte frumoasă. Dar înseamnă că nu era cu mine. Nu, mă refer că eram pe la pușcărie pe acolo. Nu știu, mă, că eu când ajung de ăștia, de-al de voi, la pușcărie îi dau drumul, mă. Am înțeles. Se vede cum e dat. Ai auzit, mă, că dai de drum. Să fii sigur. La pumi, la pumi. Gigi, du-mă și mâine până la răște rog asta. Vezi că... Te auzi, Gigi. Să duc? Să fac asigurare. Înțeles. Să merg cu voi sau vă aștept aici? Ne așteptăm aici. Dar nu, că mă spui, okay. Eu în mașină, dar iau o mașină. Ia Golful, să vezi cum merge. Am zis să fac asigurare, băieți, mâine, dacă fac asigurare, house, buletin, asigurări. Fac asigurare că vreau să-i dau BMW-ul la cadou. M5-ul. 10 minute trebuie să aștept, băieți. Bă, asta e mașina mea, mă. Da, ce ți-ai zis că să fie flash? Nu vede. Bă. A zis că zici asta. Bă, ce-și mai ieși Alpina, bă. Am văzut una din asta. Șmecherul de tot. Bă, îți dau 3 mașini, mă, numai să-mi dai pe BMW-ul ăla, mă. Poliția. Poliția, băgamnea. Poliție. Păi eu ce-ți vrei? Nu ești polițist? Stai un pic așa. Îmi băgam mi-a toți polițiștii în afară de domnul. Oh, te pup. Bă, eu când aud poliția așa sunt. Ia uite, n-am mai mers. Când aud poliția... Așa sunt și eu, mă. Ia-o-l-o. Ia uite-l pe ăla. Mam, căcat s-a făcut. Nu, no, că okay, are... Ok, din aia. Da, da, da. Da, e ok să vezi cum se aude. Îmi place, e de la Timișoara mașina. Da. Nu, adevărat, uite, acum văd. Am văzut-o prin oraș. E cumpărată de la Beverly Hills și e condusă pe străzile din Timișoara. Corect. Și o modifici cum vrei tu. La ăla, cum îl cheamă pe ăla? La ăla, la ăla, la Vericu. La Vericu, exact. Bă, bă, cu un pic cam da. Da, asta e în showroom? Da. Da, e în showroom. Dar îți dau 3 mașini, mă. Era să se strice. Era să se strice. Dar ce-ai făcut? Te băci. Nu m-am uitat dacă se modifică în interior, dar știu că pe la exterior se modifică foarte multe pe, adică poți să-i scoți Alpina, no, poți pampere. Nu, îmi place modelul, alea. Jata, nu, no, așa cum e, așa o lasă. Știu, e 53 și e 39, e cel mai mișto model de mașină. Ai convenită. Păi, ți-i dăm cadou ăsta, mucă, ok? Nu-ți place? Îți place? Păi am avut-o de 3 ore, am avut-o, mă. Păi de ce ai dat-o dacă ai avut-o? Păi eu fac afaceri, frate, că în poliție nu se plătește. Nu, păi dacă faci afaceri, nu, atunci... Ai stat degeaba aici. Păi, cu asta nu-mi iese afacere, eu că-mi place mașina acum. Păi, aia târziu. Tu faci afaceri, păi eu îți dau mașina să faci afaceri pe ea.
Păi asta dacă nu fac afaceri acum, mă. Îți dau cioaca. Eu știu, dar acum nu fac afaceri. A făcut până acum, mi-am luat tot ce mi-a trebuit, adică bravo să luam 4 uși și acum na. Nu mai trebuie nimic, așa de zic. Auzi, mă, Gigi, eu am stat până acum și îl întreb, zic, și el zice că, bă, îmi place, am mai avut-o până acum de 3 ori. Păi ce ai făcut? Eu fac afaceri, vreau cum se plătește. Păi da, frate, eu am făcut afaceri, acum nu mai fac. Întreabă-l pe nea, Gigi, la ce preț îți mașini de mașini, nu dau mașini, nu fac mașini. Tu știi care e faza? Okay. Vreau să-ți o dau moca, dar fiindcă faci afaceri exclus. Păi eu păstuiesc câțiva de-a meu, adică eu înainte făceam afaceri, mă. Data viitoare să fie un glonț în capul tău dacă mai faci mie? Din asta. Ție, da. Dar ce-am făcut, vrei? Pula, măi. Tău-și futu-te nas, Georgica. Pentru mata. De ce mă înjură, domne? Nu, eu nu cred. Pula, măi, ta. Ce zici, mă, ăsta? Georgica, ce ai zis? Au zis că își bagă ceva în măsa. Mă, nu tata, nici a fost. Pentru mă, pentru mă, tata! Pula, mă, tata! Bă, ce facem? Ce ai zis, mă? Ce ai zis? Ăsta vorbește mult, domnule. Ăsta vorbește mult. Salut, cu ce vă pot ajuta? Ăsta vorbește mult. Care? Deci, domnul poli, deci. Domnul admin. Ăsta vorbește mult, iar ăsta a făcut tichetul roleplay. Aolo. Da, dar nu văd pe niciunul mort. Dacă sunt toți morți, mai e roleplay? Bă. Da. A, pana mea. Hai bele, pola. Ornu, să vină Ornu. De ce la care a fugit de aici 4133, ăla vorbea mort, să știi. Pe nu-l văd pe 4133, unde e? Plecă la tichet. S-a dus la tichet. S-a dus la tichet. Mă duc acum. Du-te după el, te rog. Gat. Dă-i bani. Să-i dea urmă, să-i dea urmă. Tichet în roleplay plus staff-uri la domiciliu. Bre. Da, e admin ăla. Aolo. Mai ești micro decât tine? A? Depinde. Decât mine? Da. Decât mine niciodată. Dar ce ești tu? Helper în teste. Bă, te știu pe tine, mă. Bă, dar tu nu ești, mai vorbești cu grasele alea două, mă? Nu. De ce? Nu, că și eu eram gras și mâncam toți, nu mergeam mâncarea. Eu zic să-l arestați. Băi, dar stai-mă un pic, băi, nu. Eram toți trei grași și nu mergeam mâncarea. Când erai tu în poliție, că te știu după voce. Eu încă sunt în poliție. Te-o scuipat unul și n-ai zis nimic, frate. Salut, spune cu ce te pot ajuta? Nu cred. Băieții ăștia au făcut tichet în roleplay, da, unul vorbea mort și celălalt nu vrea să sancționeze. Și și-au dat TP la noi, gen. Păi ai o filmare? Da. Fără filmare poți să-i sancționeze. Ia filmare de aici. Filmare... Păi filmare, ia filmare de aici. Au. Stai să mă scap un pic la Andrex. Ai bomba, leu, nu-mi trage. Hai, pușcă-l. Hai, eu fătă-l. Mi-a dat-o, bă. Și am și cooldown. Avem cooldown. Bă, câine. Georgica, tași că te rup, Georgica, îți dau. Iartă-mă. Mă. Nu, eu mă predau, dar nu trageți că mă predau. Dacă vă mișcați, trag. Iartă-mă. Domnul polițist! Nu! Prinde-mă de aici! Bă! Au! Gata, băieți, încheiem aici episodul ăsta, că am făcut un episod tot ca terenul. Și dacă ați râs și voi, dacă v-a plăcut ceva de aici, apăsați butonașul de like.
Dacă vreți să-i dau mașină la băiat, să-mi scrieți în comentarii acolo. Dă-i mașina, dă-i mașină. Și eu când găsesc mașină, eu dau. Ok? Când îl găsesc până rău și eu dau, că am numărul lui. Dacă ziceți că merită mașina. Dacă făcea afaceri cu ea, nu știu. Eu dădeam o ca să știți. Am venit, face afaceri cu ea, na. Păi face afaceri pe mașinile mele. Vă pup, băi, și ne auzim într-un nou episod. Salut!